Casa județeană a trimis o informare potrivit căreia, conform legii, în situația copilului beneficiar al unei pensii de urmaș, care nu face dovada continuării studiilor, pensia se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs. Data scadentă de depunere a adeverinței este de 25 septembrie anul curent. Întrucât anul universitar începe la data de 1 octombrie 2018, iar studenții urmași în vârstă de până la 26 de ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2018 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază aceștia au obligația ca până la data menționată să depună la sediul Casei Județene de Pensii Buzău o declarație pe propria răspundere în acest sens. Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2018, aceștia au obligația de a prezenta o adeverință din care să rezulte continuarea studiilor în anul universitar 2018-2019 într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, precizează Casa de Pensii Buzău. Casa de Pensii Buzău mai transmite că în cazul nedepunerii declarației pe proprie răspundere, în sensul continuării studiilor până la data de 25 septembrie, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2018 va fi reținută de la plată. Ulterior, în situația neprezentării respectivei adeverințe până la data de 20 octombrie, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2018 va fi reținută de la plată.